Tot se apropie weekendul, eu spun și propun să vedem cum stăm cu vremea atât în capitală cât și prin țară. Începem să vorbim despre partea de nord-vest a țării, despre zona Maramureșului, unde astăzi ploile continuă. Avem precipitații atât în Baia Mare cât și în Satu Mare, iar temperatura maximă în scădere în comparație cu cea de zilele trecute va ajunge până la 18-19 grade. Situația asemănătoare în Crișana, mai mult decât atât, va bate și vântul, nu numai nu vor fi și ploi, dar va bate și vântul. Avem și aici o temperatură destul de scăzută în comparație cu zilele trecute, 17-18 grade. Și bănățenii vor avea parte de precipitații și vor avea nevoie de umbrele, pentru că va ploua, în special în Reșița. Cantitățile de apă vor fi destul de însemnate. Avem și aici o temperatură maximă ce va urca până la 19-20 de grade. În Oltenia ne lăudam ieri cu o vreme destul de bună, în special în sudul teritoriului, atât în Craiova cât și în Slatina. Însă astăzi ploile preiau controlul pe tot teritoriul Olteniei. Temperaturile sunt într-o ușoară scădere. Totuși însă astăzi vremea va fi destul de bună în comparație cu cea din weekend. În weekend se va răși considerabil. Avem astăzi o temperatură maximă ce va ajunge până la 18-19 grade. Haideți să vedem cum ne va trata soarele prin Transilvania. Prin Transilvania, ce pot să spun despre Transilvania? Vreme ploioasă pe tot teritoriul, în special în vest. În special în vest, la munte, de asemenea, cantitățile de apă vor depăși 25-30 de litri pe metru pătrat. Vântul nu va sta cu minte, el va bate foarte, foarte puternic. Vom avea viteze de până la 70 de km pe oră. În Moldova, după spusele meteorologilor, în special în nord, cerul va fi acoperit de nori pe tot parcursul zilei, înspre sud, atât în Focșani cât și în Galați, vremea își va reveni. Însă și aici temperaturile sunt într-o ușoară scădere în comparație cu zilele trecute. Avem maxime cuprinse între 19 și 23-24 de grade în sud. Îmi face o deosebită plăcere să vorbesc despre Dobrogea, unde astăzi vremea va fi foarte, foarte frumoasă, va fi cel mai cald de la noi din țară, cerul va fi variabil spre senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Avem temperaturi de 23 și 24 de grade. În capitală, ce să zic, vreme destul de mohorâtă momentan. În prima parte a zilei vremea va fi destul de închisă, însă pe parcurs spre seara destul de bine vom sta. În weekend însă cerul va fi destul de acoperit de nori, temperaturile vor scădea considerabil. Cam atât despre vreme, să ne bucurăm de cele 20 de grade de astăzi. Mulțumim.